În căminele universităților din întreaga țară au loc ultimele pregătiri pentru cazarea studenților. Muncitorii se grăbesc să încheie lucrările la timp, astfel încât toți beneficiarii să fie cazați până la sfârșitul lunii august. În unele instituții, plata lunară pentru cămin a rămas neschimbată, în altele însă taxa pentru cazare a crescut comparativ cu anul trecut. Universitatea Tehnică are disponibile 2400 de locuri în cămină pentru studenții de la licență și masterat. În prezent, taxele de cazare rămân neschimbate, fiind cuprinse între 410 lei și 525 de lei lunar. Taxele de cazare nu se schimbă, au rămas aceleași și pot fi doar ajustate de la 1 ianuarie, în dependență de taxele la serviciile comunale. Noi, anul împrejur, facem reparații în cămine. În schimb, taxa lunară la căminul Colegiului de Arte Nicolae Botgros din Soroca s-a majorat cu 50 de lei, ajungând la 300 de lei. În total, căminul dispune de 225 de locuri. Directorul instituției spune că fiecare student care a depus cerere a beneficiat de cazare. Încălzirea căminului se realizează pe gaz, cazangerie pe gaz și cheltuielile sunt foarte mari. Au condiții, apă caldă, baie, apă rece, mașini de spălat, uscătorie, sală de calculatoare, o mini-bibliotecă avem în cinta căminului. Studenții urmează să fie cazați în cămină din data de 29 august.